Cetățenii care vor să-și cumpere o locuință anul acesta mai au o povară de dus. Pe lângă TVA-ul majorat, dobânzi record și prețuri mari la apartamente, au crescut și taxele notariale pentru tranzacțiile imobiliare, dar și pentru creditele ipotecare. Cei care vor să devină proprietari plătesc de anul acesta taxe notariale mai mari cu până la 30%. Pentru un apartament în valoare de aproape 500.000 de lei, onorariul notarial era anul trecut puțin peste 5.300 de lei. Anul acesta, prețul crește la peste 6.000 de lei. Dacă apartamentul este luat pe credit ipotecar, notarul încasează încă 1.900 de lei față de 1.400 cât lua anul trecut. Tarifele pot crește în funcție de notorietatea notarului. Rata inflației în 13 ani este mai mare de 60%. Costurile în cadrul unui birou notarial sunt mult crescute având în vedere creșterea salariului minim brut, a explicat Miruna Popescu, purtător de cuvânt Uniunea Notarilor. Apa să fie potabilă este prioritatea primarului comunei Bustuchin, Ion Ciocea. Prin eliminarea impurităților și a contaminanților din apă, aceasta va putea fi bună pentru consum. Așadar, prin stații de tratare, problema va fi rezolvată, a declarat edilul. Avem modernizarea gospodării de alimentare cu apă din stații de tratare, pentru că apa este prin acel nici fină, e colorată, de exemplu, la noi, în zona noastră, este mult calcar și vrem să punem acele stații ca să facem o apă, chiar apă potabilă, apă plată, cum o avem pe cea de la bidon. Această investiție va asigura furnizarea unei ape curate și sigure pentru fiecare gospodărie din Bustuchin, contribuind la sănătatea comunității. Iluminatul stradal va fi modernizat în comuna Godinești. Noul sistem de iluminat va asigura o vizibilitate îmbunătățită în întreaga comună, contribuind la creșterea nivelului de siguranță pentru locuitori și pentru traficul rutier. Implementarea tehnologiilor moderne va reduce consumul de energie și va contribui la eficiența energetică, a declarat primarul Aurariu Coman. Avea de modernizat iluminatul stradal. În sfârșitul anului am reușit să schimbăm, să punem lămpi moderne cu telegestiune în satul Godinești, pe drumurile sătești, fără drumul principal, în satul Părăul de Vale, în Câlcești și în satul Chiliu și o parte din satul Rătez. Acest proiect va fi continuat în acest an și toată comunitatea va beneficia de un iluminat stradal modern. Punem punct aici Infoplusului de astăzi. Nu ratați la ora 19 emisiunea Click pe întrebare. Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.